9:44 și vă spuneam adineauri că este ziua radioului la nivel național, iar alături de mine este o reprezentantă a radioului, mai exact șefă a subdiviziunii în cadrul radio-televiziunii de aici, de la Teleradio Moldova, alături de noi, Elena Stegar. Bună dimineața, binevenit! Bună dimineața și mă bucur că sunt alături de voi, cei mai matinali. Eu am fost delegată și eu, una dintre cele mai matinale angajate de la Radio Moldova, acum luat în ghilimele. Bună dimineața! Da, din capul locului trebuie să menționăm faptul că tu ești și colega noastră în cadrul emisiunii matinale, pentru că acele subiecte despre personalități pe care toți cei de acasă le văd sunt create de tine, toți cei care le produci. Așa este, eu fac naveta pe podul de la telecentru. De multe ori spuneam că eu să-mi fac casă pe podul de la telecentru ca să fie mult mai ușor să mă duc la Radio Moldova, să vin la Moldova 1. Radio, ce este? Ce înseamnă? Cum ai definit tu radioul? Pasiune. De vreo 10 ani încoace îi tot zic pasiune. Da, e și un post de lucru la urma urmei, dar e pasiune multă. Fără asta nu poți face radio. De ce? Cu siguranță. Cum explici pasiunea asta? De ce radio? De ce nu altceva? Că... Bun, radio ca și televiziunea și ca și ceea ce faceți voi înseamnă foarte mult efort. Dar fără a avea măcar un gram de pasiune și plăcere pentru această meserie, cu siguranță nu faci nimic. Eu și atunci când iau persoane noi la Radio Moldova Tineret, că am avut foarte multe persoane tinere recent angajate, le verific vocea, da, trebuie să aibă voce, dar mereu îi întreb de ce vrei să faci radio. Și dacă pasiunea și plăcerea pentru meseria asta este mare, atunci cu siguranță e pentru acest loc de lucru. Da, 11 ani, nu? Radio Moldova Tineret. Radio Moldova Tineret am primit 11 acum ani. Acum 2 zile. Da, acum 2 zile. Radio Moldova Muzical a făcut 15 ani, e adolescent în toată firea și Radio Moldova 95 de ani. Da, mulți înainte pentru toate cele trei posturi. Suntem de radio. Suntem o familie, avem și copil, avem și adolescent, avem și un dita mai om înțelept, așa credem noi și așa sperăm să fie în continuare. Da. Există diferență acum între, și între radiouri vorbind, dar și între generațiile care vin la radio? E o diferență. Eu am posibilitatea asta să lucrez cu tineri de 19, 18, 20 de ani și vreau să zic că sunt foarte buni. Au nevoie doar de un mic ghidaj, dar sunt foarte buni. Sunt mai liberi în exprimare? Sunt foarte liberi în exprimare și... dețin foarte bine și toate tehnologiile astea, ori ele sunt foarte importante în timpurile pe care le-am apucat acum, inclusiv și în domeniul radioului. Tu de cât timp ești în radio? În martie fac 10 ani și știi foarte bine că primele mele emisiuni la radio au fost împreună cu tine, am avut plăcerea asta, n-am știut că peste aproape 10 ani o să facem acest interviu. A fost frumos și bine și mă bucur că am avut... Cum te-a ajutat radioul sau cum te-a schimbat radioul toată această perioadă? Poate nu te-a ajutat, acum nu am de unde să știu. Ba da, m-a ajutat. Mie îmi place să spun că radioul a devenit un mod de viață. Eu și acum, dacă stau cu cineva de vorbă, cu vreun om... pe care abia îl cunosc, eu îl văd dublu. Deci, odată vorbesc cu el la tema pe care mi-o propune el să-i o propun eu și am un alt ochi de jurnalist și mă gândesc că mai ăsta e bun și pentru un interviu la radio. M-a schimbat foarte mult. Tu știi, microfonul îți deschide altfel viziunea față de viață și cunoști oameni de la care ai foarte multe de învățat. Chiar ieri făceam un interviu cu o tânără care a fost în Bali și a meditat timp de 3 săptămâni acolo. N-a fost doar interviu, a fost și o plăcere să discut și să iau ceva bun pentru mine de acolo. Astăzi, 1 noiembrie, se reîntoarce un adevăr istoric, pentru că prima undă de radio în România Mare a fost în data de 1 noiembrie. În perioada interbelică, radioul a avut un anumit scop și un anumit mesaj. Pe perioada secolului 20, la fel, a avut un anumit mesaj. Secolul 21 a venit însă cu foarte multe modificări. Cu excepția televiziunii, a radioului, a presei scrise, a apărut și internetul, care are foarte multă informație și care a atras foarte rapid tinerii, pentru că ai un acces mult mai rapid. Și a păstrat radioul importanța pe care o avea sau este în continuare radioul acea formă prin care și sursă din care poți să te informezi și poți să transmiți informații? Eu cred că da și sper că e nu doar viziunea și plăcerea mea să zic acest lucru și să spun că e un răspuns afirmativ. Internetul are foarte multe informații, da, recunoaștem. Există toate rețelele astea care îți
propune un meniu atât de vast că nu mai știi de unde să începi să consumi. Dar vreau să zic că televiziunea și radioul cu siguranță este acel filtru care face munca asta în locul tău dacă stai pe o rețea de socializare. Da, consumi și trebuie să fii apt de a alege ceea ce să consumi din punct de vedere informațional. Dar radioul încă face asta și îți propune să consumi ceea ce e bine pentru mintea și pentru sufletul tău. Bine, altă persoană ar putea să zică acum că sunt televiziuni, radiouri la nivel mondial care încearcă să manipuleze, care încearcă să aducă informație pe o anumită filieră. Și asta trebuie să știm să facem, să alegem televiziunile și posturile de radio care filtrează foarte bine informația și îți propune meniul cel mai bun. Da, am deschis acest subiect, am abordat subiectul pentru că vedem în ultima perioadă că acum, datorită tehnologiei, sunt și multe radiouri online. Nu mai sunt radiourile clasice, cele pe care le cunoșteam. Sunt radiouri pur și simplu online. Da, sunt foarte multe. Este o readaptare la condițiile actuale? Este o nouă formă? Este o formă de viitor? Sau cum o vezi? Hai să spunem că e o formă de viitor, dar radioul clasic, cel pe care îl știm noi, o să trăiască. Sunt oameni foarte mulți care încă apelează la aparatul de radio. Ori asta e o chestie foarte, foarte frumoasă și conexiunea cu ascultătorul, conexiunea ascultător-prezentator de la radio se produce probabil printr-un aparat de radio. Întrebam aceste lucruri pentru că cel mai probabil în perioada interbelică, atunci când cineva avea posibilitatea la un aparat să aud vocea unei alte persoane și o informație, era ceva nou, inedit, diferit, era ceva fenomenal, ceva de neimaginat anterior și atunci era hai să vedem ce se întâmplă. Astăzi luăm gadgetul, punem televizorul, punem orice, avem și radioul. Și atunci ce ar trebui să facă radioul ca pentru a rămâne? Și televiziunea, desigur, dar vorbim de radio în special. Da, bună întrebare, ce ar trebui să facă? Probabil să țină pasul cu timpurile de astăzi. E o concurență foarte mare din ceea ce spui tu, e adevărat. E o concurență mare și cred că diferența ar fi produsul pe care îl oferi celui care te ascultă. Că online-ul e mare și vine cu libertatea lui, radioul e încă un om cu minte și înțelept și care vrea să fie bun și corect în ceea ce face. Și dacă e să facem referire acum direct la cei care lucrează la radio, la moderatori, vreau să crainici sau cum mai sunt denumiți. Pentru că vremuri erau numiți crainici, acum sunt prezentatori. Prezentatori, moderatori, vocile din spate. S-au schimbat și noțiunile, da. Persoana aia cu voce faină sau și așa mai departe. Așa e. Pentru cei care ne urmăresc, pentru că probabil sunt unele persoane care poate și-au dorit și nu au îndeplinit acest vis, alții visează, poate la un moment dat să fie în spatele unui microfon. Ce ar trebui să dețină? Ce ar trebui să cunoască și ce ar trebui să facă? De multe ori m-am gândit la chestia asta și în timp, în perioada celor 10 ani deja de când sunt la radio, am ajuns la niște concluzii. Cu siguranță contează vocea și toată lumea va spune acest lucru. Dar am mai înțeles o chestie. Vocea asta este foarte strâns legată de partea noastră interioară. Ori cu ajutorul lăuntricului nostru putem să transmitem la microfon. Și nu știu dacă ți s-a întâmplat vreodată, dar ai putea să asculți pe cineva cu o voce foarte bună, dar care nu-ți transmite nimic. Și invers, s-ar putea să fie nu o voce radiofonică neapărat, dar care se transmită foarte multe și un ascultător să vrea să fie aproape de omul ăsta. Bine, dar știi că toată lumea, până aș auzi vocea înregistrată la un microfon, nu prea știe cum îi sună vocea și când aude prima dată nu prea îi place. Pentru că nimănui nu-i place pentru prima dată să-și audă vocea. Nu știu pe cineva care să-i fi plăcut din prima. Nu, niciodată. Dar ajungi să te îndrăgostești propria ta voce și să manevrezi cu ea așa încât să duci mesajul. Înveți în timp? Da, înveți în timp, dar știi care e exercițiul cel mai bun. Să asculți foarte mult emisiunile tale. Le asculți tu. Și chiar dacă nu-ți place, te impui să asculți până ajungi să te iubești și să-ți iubești vocea. Și să modifici anumite lucruri pentru a fi mai bune. Și intonațiile și felul în care arunci unele sunete. Că na, la început știi cum, cineva râde prea mult, cineva este pițigăiată, cineva are niște intonații ca din povești, ca din Scufița Roșie, de exemplu. Știi, dar după asta se mai modifică lucrurile. Schimb povestea. Da. O să faci să fie una mai matură, una mai, mai diferită. Da. Se întâmplă asta. Tu ești în preajma acestor tineri de la Radio Moldova Tineret. Ei ce
părere au despre radio, ce zic ei despre radio? Pe mine mă miră, dacă, iarăși, revin la întrebarea ta cu tehnologiile, mă miră că ei sunt foarte pasionați și ei își doresc să vină la radio și mulți dintre ei nu sunt foarte activi pe rețelele de socializare. Deci nu neapărat fac parte din viața lor, știi, și iată, și ei trăiesc doar pe rețelele de socializare, doar în online. Și ei sunt pasionați de asta. Ei când vin într-un studio radio, ei exclamă, vai, unde am nimerit și îmi doresc foarte mult să lucrez aici. Am foarte mulți din ăștia. Spune-mi, te rog, pentru că acum dacă mi-ai zis asta, am impresia că se separă în grupuri persoanele, în mod special tânăra generație, pentru că ar fi acele persoane care nu prea folosesc rețelele de socializare din diverse motive și respectiv cei care le folosesc. Pentru că, din ce ai menționat, persoanele ce vin și sunt pasionate de radio sunt mai puțin active pe da. Facebook, deci Instagram. Deci n-au poză de profil pe Facebook. Am 3 persoane, cel puțin 3 persoane, care n-au poză de profil pe Facebook. Dar au o plăcere enormă pentru radio, pentru microfon și au și talent pentru asta. Da, au foarte mare talent. Ce mesaj ai pentru colegii tăi? Pentru colegii mei de la Radio Moldova, de la Radio Moldova Tineret și de la Radio Moldova Muzical, că toți sunt ai mei, toți sunt ai noștri, să creștem împreună. Asta este foarte important și să avem conexiunea asta strânsă dintre noi și ascultătorii noștri, că e emisiunea cea mai importantă pe care o avem. Din punctul tău de vedere, peste 100 de ani, va exista radio în formă actuală? E o dorința mea și cred că va rezista. Să trăiești în online nu e atât de frumos și nu cred că rezistă asta în timp. E mai bine să trăiești în fața microfonului și cu oamenii pe care i-aduce în studio. Conexiunea asta e strânsă și e frumos. În această dimineață am avut un dialog despre inteligența artificială, cea care este din ce în ce mai prezentă în viețile noastre. Face parte și din viața noastră de la radio, evident. Ar putea la un moment dat inteligența artificială să creeze emisiuni în totalitate? Sau deja poate o face și nu știu eu? Ar putea. Nu știu cât de mult va sensibiliza, dar ajunge să ne ia locul câte puțin. Nu știu dacă e neapărat un lucru bun. Totuși legătura dintre om și om e mai frumoasă și e mai vie. Se mai fac acele targeturi anterioare, pentru că mi-aduc aminte acum 10 ani sau acum 15 ani, se puneau pe categorii. Vârstă, sex, localitate, activitate. La ce te referi? La oamenii din... La oamenii care ar trebui să urmărească un radio. Se face, se ține cont de preferințele lor. Radio Moldova astăzi e mai mult pentru tot publicul. Radio Moldova Tineret, evident, e pentru publicul tânăr și Radio Moldova Muzical e strict pentru cei care iubesc muzica, toate domeniile arte muzicale. Ținem cont, inclusiv în realizarea subiectelor noastre. Avem subiecte și pentru cei maturi, că nu putem să tragem, nu știu, pătura deasupra noastră și să spunem că subiectul ăsta e doar pentru tineri sau doar pentru copii. Și un bătrân are nevoie și un om de la sat are nevoie de un subiect să-l audă la radio și să fie pe placul lui. Un lucru este cert, fiecare are dreptul de a alege ce ascultă, siguranță, unde ascultă și cum ascultă. La mulți ani, felicitări, felicitări tuturor colegilor de la radio și mult succes și pasiune în continuare. Mulțumim tare mult, să aveți și voi pasiune pentru ceea ce faceți, că faceți bine. Mulțumim mult!